Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmăriți știrile. În sfârșit, bolnavii de diabet din zona Făgărașului nu vor mai trebui să meargă până la medicii din Brașov la control. Și asta întrucât de luni 3 septembrie oamenii se pot prezenta la un nou cabinet de diabetologie, deschis în cadrul policlinicii din Spitalul Aurel Tulbure. Pe bază de programare, bolnavii vor avea acces atât la consultații, cât și la rețete și medicamente. Încă de la începutul acestui an, cadrele medicale de la Spitalul Aurel Tulbure au făcut toate demersurile necesare pentru a deschide un astfel de cabinet, atât de benefic pentru cei peste 3.000 de oameni din zona noastră care suferă de diabet zaharat. După îndelungi tratative, în sfârșit de luni, noul cabinet va putea primi bolnavii. Începând de luni, 3 septembrie, în cadrul spitalului se va deschide cabinetul de diabet zaharat. După lungi și grele încercări, reușim să oferim pacienților din țara Făgărașului medicamentele pentru care le sunt strict necesare, adică insulină și tot ce ține de această specialitate. De asemenea, în cadrul cabinetului se vor putea elibera și scrisori medicale și referate medicale necesare pacienților pentru a putea fi tratați. Programul de lucru este zilnic între orele 11 și 13. Noul cabinet de diabetologie se află în incinta policlinicii la primul etaj. Da, mult așteptatul cabinet pe care noi îl așteptăm din ianuarie, la începutul anului, și pentru care ne-am tot pregătit și noi personalul și locuitorii zonei să începem activitatea, în sfârșit se deschide cu data de 1 septembrie. Rețete pentru insulină, scrisori medicale pentru tratamentele orale, trimiteri la analize, consultații, regimuri, tot ce trebuie la boala asta. Cu toate acestea, din cele 3.000 de persoane bolnave din zona noastră, peste 20 sunt înscrise pe liste speciale la Brașov, așa că aceștia nu vor scăpa de drumuri. Vor rămâne un număr foarte mic de bolnavi, un număr de 23 de bolnavi, care sunt în evidențe speciale la medicii de acolo și care vor trebui să rămână în evidența lor, pentru că primesc aprobări speciale de medicamente de la Casa de Asigurări. În rest, sunt bineveniți, îi așteptăm. Bolnavii de diabet vor beneficia de asistență medicală doar pe bază de programare.